Sărbătorile de iarnă aduc și o serie de spectacole și evenimente artistice în stațiunile de pe Valea Prahovei. La Bușteni, atât localnicii cât și turiștii sunt invitați să participe miercuri 23 decembrie, începând cu orele 18, la un spectacol de divertisment de cea mai bună calitate. Un spectacol cu una dintre trupele cele mai cunoscute de comedie, grupul Voo cu Adrian Fetecău et Company. Surprizele nu se opresc însă aici. Grupul vocal Sostenuto al Centrului Cultural Aurel Stroie va susține în următoarea perioadă o serie de concerte de colinde în diferite locații din Bușteni, Sinaia și Azuga. În zilele de 26 și 27 la Castelul Cantacuzino, atunci când vor avea loc ultimele două concerte din anul acesta cu Stele Balșoi Teatru din Moscova, un grup de copii pregătiți de profesorul Marin Gușter vor interpreta colinde înaintea concertelor și în pauza dintre concerte. În ajun de Crăciun, joi 24 decembrie, Primăria și Consiliul Local Bușteni invită localnicii și turiștii la un recital susținut de cantautorul Aurel Moldoveanu. Evenimentul va avea loc în amfiteatrul din parcul central al stațiunii, începând cu orele 16, iar accesul va fi de asemenea gratuit.